Cum să asamblăm tricicleta Aveo? Iată componentele noastre, elementele de construcție: cadru, roți, pedale, un ghidon pentru copil și altul pentru părinte. Și altele suplimentare: stofa de învelire, coșuri, copertină, șuruburi și instrumente. Începem cu roțile din spate. Le introducem pur și simplu în cadre până când auzim un clic. Acum fixăm aripa pe furcă, cu crestătura în față. O strângem cu șurubul atașat. Vom avea nevoie de șurubelnița inclusă în set. Acum roata din față. Glisăm împreună elementele axului din față. Introducem roata în furcă. Apoi strângem șuruburile de fixare a furcii din față. Vom folosi această cheie atașată. Facem acest lucru pe ambele fețe ale roții. Îndepărtăm șurubul de pe partea superioară a furcii. Apoi introducem furca în orificiul cadrului. Apăsăm puternic. Acum instalăm coșul în fața cadrului. Aceste două proeminențe în partea de jos trebuie să intre exact în orificii. Punem și apăsăm. Acum așezăm manșonul de protecție pe ghidon. Apoi introducem ghidonul în cadru. Îl strângem cu șurubul de fixare și cheie. De asemenea, înșurubăm și soneria. Următoarea etapă e montarea elementului de tracțiune. Scoatem piulița dintr-o parte, iar elementul de tracțiune îl introducem în orificiul din partea stângă a furcii. În acest fel, îl poziționăm pe orientală. Agățăm celălalt capăt sub cadru, astfel încât să intre într-unul dintre cele două orificii din acest loc și îl strângem. Alegerea orificiilor condiționează raza de conducere. Acum e timpul pentru instalarea coșului din spate. Îl strângem pe cadru cu un șurub de fixare. Următorul element, șaua. Așezăm pe cadru suportul șeii. Amplasăm șaua și strângem piulița de desubt. E timpul să montăm spătarul. În spatele șeii sunt orificii în care introducem spătarul și închidem pârghile. Apoi, introducem cotierele în orificii. Punem husa pe șa. Începem cu cotierele. Întindem stofa peste spatele șeii. Apoi peste față.
acum o operație importantă, instalarea centurilor de siguranță. Treceți capetele centurilor în orificiile din husa scaunului. Întindem în spate. Controlăm tensionarea lor. Ne-a mai rămas să punem materialul blocat dintre picioare pe partea din față a cotierelor. Iar în acest loc așezăm ghidonul părintelui, cu reglarea înălțimii. Pe mânerul părintelui fixăm suportul pentru cană și geantă. A mai rămas copertina. O glisăm în orificiile laterale ale spătarului și o desfacem. Aveo este gata de drum, însă mai întâi câteva funcționalități. Copilul poate fi transportat și cu fața către părinte. Pentru a întoarce scaunul, slăbim butonul rotativ de desubt, apoi rotim scaunul și strângem butonul. Gata! La început, când copilul doar stă pe tricicletă, iar picioarele le ține pe suporturi, desfacem suporturile și decuplăm pedalele cu elementul roșu de pe roata din față. Acesta este important pentru siguranța copilului. Datorită acestui lucru, pedalele funcționează independent de culoare în timpul conducerii. Pentru a încărca tricicleta, de exemplu, într-o mașină, o putem plia. Mai întâi, scoatem întregul spătar cu copertina. Apoi, demontăm mânerul părintelui și, apăsând butonul roșu de dedesubt, ascundem roțile. Când copilul crește, puteți transforma bicicleta într-una mai adultă. În acest scop, scoatem husa de pe șa. Apoi, scoatem copertina și spătarul. Tragem cotierele, este suficient să le tragem în sus. Scoatem mânerul părintelui. Pliem suporturile pentru picioare și cuplăm pedalele. Aceasta este probabil tot ce trebuie să știți despre tricicleta Aveo. Deși cu siguranță, de mai multe ori vă va surprinde pozitiv în teren.